Salut și bine v-am găsit la un nou joc pe canal, se numește Hello Engineer și este vorba despre un nou joc în universul Hello Neighbor, doar că de data asta se aseamnă foarte mult cu Scrap Mechanic, așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă vreți mai multe episoade. O să-i dăm o șansă în episodul acesta să vedem care-i trebușoara cu el. După cum vedem, sunt caracterele din Secret Neighbor în fundal acolo. Probabil dacă v-ați uitat la seria noastră de Secret Neighbor, probabil îi cunoașteți pe toți de aici. Dar hai să-i dăm pe New Game și hai să vedem, avem un sandbox și un story mode. Din ce am văzut din trailer, vor să facă un fel de Scrap Mechanic, dar în care te lupți și cu vecinul. Ceea ce e destul de interesant dacă stai să te gândești, un fel de combinație. Îi dăm aici pe story mode, alegem un slot și hai să vedem care-i trebușoara. Am văzut că am lăsat jocul ăsta prima dată pe Stadia, deci ca să știți, nu mă joc jocul de pe calculatorul meu, practic, mă joc de pe serverele de la Google. Merge destul de ok din ce văd, dar posibil să nu fie chiar calitatea aia maximă pe care o obții pe calculatorul tău propriu. Dar până acum chiar destul de bine, adică se vede super. Așa, deci îi avem pe ei aici care încearcă să facă ceva, să construiască ceva. Din ce am înțeles, la un moment dat o să trebuiască să scapi de vecin construind, adică practic tu ești blocat într-un fel de parc de distracții, într-o zonă, și trebuie să scapi de vecin construind diferite chestii, mașini, elicoptere, na, tot felul de chestii, la fel ca în Scrap Mechanic de altfel. Dar să vedem ce vor ei să construiască aici, pentru că vedeți că își construiesc ceva. A, uite, e pisica din Hello Neighbor. Ce tare, cine s-a jucat Hello Neighbor știe despre ce e vorba, a apărut în Hello Neighbor 2. Am încercat să fac o mașină, dar nu prea le-a funcționat. Ok, asta n-a fost bine deloc. Ok, s-au întors la planificat, pentru că nu le-a mers treaba. Îmi place că e în universul ăsta, adică e foarte interesantă ideea, știi? Clar nu este una originală neapărat, dar e mișto. S-a uitat la parcul ăla de distracții și cum ar putea să facă mașina după ideea de parc de distracții. Ok, hai să vedem ce reușesc ei să facă. I-au pus motorul acolo, roata în spate. Hopa! Logden Pay ceva, așa se numește. Poză cu vecinul, parcul vecinului, hopa! Nu știu ce să zic despre locul ăsta, sincer să fiu, nu pare un loc prea prietenos. Dar hai să vedem. Deci, gata, ne-a băgat în joc. Avem aici caracterul nostru, putem să mergem ceva de genul acesta. Și la început o să fie mai simpluț, practic încearcă să te învețe jocul, dar pe măsură ce avansezi o să devine din ce în ce mai complicat. Și aici avem una dintre construcții, una dintre mașini. O să vă arăt și sandbox mode-ul pentru că și ăla există în joc și dacă vrei să construiești practic ce-ți dorești tu fără să fii limitat de joc, poți să faci și chestia asta. Deci așa arată o mașină construită de developeri practic și după cum vedeți funcționează, te poți plimba cu ea. Avem aici caracterul din Secret Neighbor și obiectivul în acest joc va fi să treci de finish line. Imediat cum ai trecut de finish line, continui la următorul nivel și dai în loc la anumite piese pe care le poți folosi în următorul nivel, da? Hai să vedem, nivelul numărul 2 și de acum o să ne pună pe noi să construim, asta e clar. Dar hai să vedem cine pune. Deci practic noi trebuie să ajungem acolo și avem așa. Deci de acum începe jocul propriu zis și zice aceea rotate, release and reach the finish line. Asta este foarte simplu pentru că nu ai mare lucru de făcut, doar trebuie să întorci mașina asta și te învață faptul că poți să-i dai drumul după ce ai construit-o și să o conduci. Ai și meniul din care poți să iei diferite piese. Dar ai, în modul ăsta nu ai prea multe piese dintre care să iei. Dar o să vedeți imediat. Imediat ajungem și la partea aia cu piesele. Se mișcă destul de încet. Tehnic vorbind, dacă aș fi mai avansat în joc, aș putea să modific motorul în viteză acolo mai tare. Dar na, nu suntem mai avansați în joc din păcate, așa că îi dăm așa. Bun, ia să vedem. Next level. Deci astea până acum au fost super mega simple. Dar stați așa, că treaba începe să devină din ce în ce mai complicată. O să ne întâlnim și cu vecinul probabil la un moment dat în jocul ăsta, dar momentan ne învață jocul. Deci acum practic ce ne spune este faptul că avem această mașină și ca să vedeți cam cât de apropiat este de Scrap Mechanic, o să poți efectiv să lipești
conexiunea de la motor, la ghidon și toate chestiile astea. Adică exact la fel, frate. Deci au luat ideea exact din Scrap Mechanic. Așa. Bă, și dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă butonașul de like, aș aprecia mult de tot. Dacă l-ați apăsat, să strângem și noi acolo multe like-uri. Cine știe? Hai să-i dăm drumul la mașină, să vedem dacă funcționează. Bă, funcționează. Astea sunt mare parte făcute de ei, știi, ca să te învețe. Fiind la început, nu prea te pricepi care-i trebușoara și nu prea știi exact cum poți să avansezi. Sunt făcute de ei. Dar ce am înțeles e că, având în vedere că jocurile astea de la Secret Neighbor, Hello Neighbor, a zis că ele tot apar pe telefonul mobil. Chiar Secret Neighbor a apărut pe iOS, dacă nu mă înșel, și o să apară și pe Android. E interesant totuși că s-ar putea să apară și ăsta pe telefonul mobil și da, să ai un fel de Scrap Mechanic pe telefon, o să fie șmecheră ideea. Bun, am ajuns la finish line și cu construcția asta. Ei, de acum începe greul. Ok, asta a fost nimic, o nimica toată, o joacă. Stați așa, că de acum o să fie mai greuț. Bun, ce ne zice aici că trebuie să facem? Deci avem așa. Avem un cub de ăsta care îmi ține fixă o construcție și un cub care rotește o construcție. Și zice că trebuie să bag o chestie de asta prin ăsta. Ok, hai să vedem dacă reușim să facem acest lucru. Deci avem ăsta. Trebuie să intre... Deci astea două le-aș putea uni, cred. Și ar veni ăsta deasupra lui ăsta. După care, ăsta. Aș putea să-l iau și să-l trec prin unul din ăstea. Hai să-l coborăm un pic mai jos pentru că să văd aici unde lucrez. L-am băgat și acum este conectat. Și acum că l-am conectat, trebuie să fie legat și de partea asta de sus. Hai să vedem. Deci cred că am să scot bucata asta. Am să-l conectez aici jos, mai degrabă. Să văd dacă merge. Not attachable in this mode. Ok, hai să vedem dacă pot să fac chestia asta. Deci uite, el se va conecta pe partea aia de jos. Uite așa. Vedeți, și acum e conectat. Ei, acum iei ăsta și ăsta tehnic vorbind, dar trebuie să poată să treacă pe aici. Hai să vedem, să-l apuc de jos. E conectat. Iar acum ăsta îl vei conecta aici. Problema este că el nu prea vrea să intre acolo. Ia stai să văd. Dacă l-apuc exact din bucata asta, de că a vrut. Gata. Și asta a fost șmecheria. Hai să vedem dacă funcționează. A, și stai să văd dacă pot. Uite, vezi aici poți să modifici viteza motorului. Bag 800 de km pe oră. Hai să vedem ce se întâmplă. 800 de km pe oră. Oh my god. Ok, e prea rapid. Trebuie să ai grijă să nu te răsturni. Dacă te-ai răsturnat, s-a zis cu nivelul respectiv. Nu mai ai ce să faci. Hai că îi dau un piculeț mai tare aici. Formula 1, ce vorbești? Ce vorbești? Și asta a fost simplu pe lângă ce urmează, pentru că dificultatea o să devină din ce în ce mai grea. Ia uitați-vă ce avem aici! Ia uitați-vă ce avem aici! O mare săritură și noi trebuie să facem acum săritura peste chestia asta. Și avem un video explicativ în care ne arată faptul că ar trebui să conectezi cu wire. Da, deci asta e faza aia pe care vă explicam eu. În care o să trebuiască să conectăm astea cu fire. Problema acum e că ăsta, am impresia că nu este cum trebuie. Hai să vedem dacă ar trebui eu să-l rotesc. Poate așa. Și acum, de undeva de aici. Să că în niciun caz n-ar trebui pe acolo să se conecteze. Aha, gata, m-am prins cum e. Deci, practic, ăsta trebuie să conecteze așa. Și vedeți că punctul ăsta se va conecta exact aici. Că reușesc eu să-l pun. Perfect. Și acum ai aceste cabluri. Cu ajutorul acestor cabluri vei putea să tragi W și S, practic accelerația. Le conectezi aici. Și asta ar trebui ca mașina să plece în momentul în care am făcut chestia asta. Hai să vedem dacă funcționează. O lăsăm. Și bang. Și funcționează din ce văd. Nu prea tare. Stai să-i dau un boost mai mare pentru că în niciun caz nu e ce trebuie. Deci o să trebuiască să mergem aici să lucrăm puțin la motor, un 800 de km pe oră. Reverse polarity, hai să vedem dacă reverse polarity e bine? E bine. Ok, perfect. Și acum, tăticule, dă-i! Uhu! Mamă, tăticule, cum am dus! Bă, dar să știi că
chiar a mers bine, nu mă așteptam să mă duc chiar unde trebuie. Ok, am trecut și de nivelul ăsta. Și tot așa, eu o să vă arăt nivele mai avansate, că la un moment dat construiești și alte chestii în afară de mașini, chestii care trebuie să meargă cu hook-uri atașate, tot felul de chestii. Dar suntem la început, momentan, și încă învățăm. Iar după asta o să mergem pe sandbox să vă arăt acolo cum e. Acolo, practic, ai resurse nelimitate și poți să faci ce vrei tu. Dar, da, momentan vreau să vă arăt chestiuța asta. Hai să scoatem ăsta, că nu l-am pus corect. Deci aici îmi spune că ar trebui ca această chestie să fie un piculeț, ia stai să văd, deci să fie un piculeț mai mic în spate, iar asta să fie conectat aici. Asta cred că e dimensiunea potrivită pentru partea aceasta. Deci hai să încercăm să o montăm. Ok, montăm roțile, iar în spate noi o să trebuiască să le facem un piculeț mai mic. Deci fiți atenți, ăsta de aici o să trebuiască să fie făcut... Hai să vedem dacă putem să-i dăm un 5 size. Și acum, ia fiți atenți voi, ce șmecherie am făcut. Am făcut o șmecherie foarte șmecheroasă, dar e cam mic. Cred că cam atât. Cam atât? Sau? Hai să vedem cât de mare e. Și e cam inegal. Poate un pic mai mare, gata. Acum ar trebui să fie perfect. Și o să înțelegeți imediat de ce a trebuit să micșorez dimensiunea din spate a roților. Pentru că practic pe aici, tu dacă aveai roțile mari, nu puteai să treci pe niciunul dintre podurile astea și nu făceai nicio afacere. Așa că, hai să-i dăm drumul și să vedem că funcționează. Da, vedeți și acum e foarte îngustă toată treaba. O să încerc să mă strecor pe podulețul ăsta să vedem dacă merge. Hopa! Hopa așa, hopa așa. Ce vorbești? Ce vorbești? Ne cam descurcăm așa pe story mode-ul acesta. Nu are cine știe ce poveste din punct de vedere al universului Hello Neighbor. E mai mult s-au folosit de univers ca să fac un joc gen Scrap Mechanic, știi? Dar îmi place. Hai să vedem următorul nivel. Build the front part of the car, keep it wide and tall. Deci practic noi trebuie să construim toată bucata din față a acestei mașini, dar trebuie să o facem la fel de înaltă. Și aici o să trebuiască să ne folosim puțin de meniul acesta de construire, pentru că de aici putem să luăm aceste țevi. Și o să avem nevoie de aceste țevi pentru că... Ia stai să văd. Aș putea să fac direct în jos. Cred că e bine așa. N-am făcut bine ce am făcut. Hai să mai facem o dată. Ceva de genul ăsta. Și acum aici o să trebuiască să conectez eu, cred, cu un de-asta. Ar merge oare? Hai să vedem. O să-l ridic puțin mai sus. Ăsta, tehnic vorbind, trebuie să-mi țină ceva fix. Și tocmai de asta l-am și pus aici. Că vedeți că avem două de-astea de roți. Să încercăm să le rotim. Și acum le rotim așa. Ia să vedem. Uite așa. Și acum asta ar trebui să stea fix aici. Cred. A funcționat. Acum nu știu dacă o să meargă. Gen să rotesc roțile. O să mă uit să văd conexiunile imediat să vedem care-i treaba. Dar... Opa. Trebuie să preiei exact chestia asta, exact cum vine ea. Și pe asta acum o să mă uit la conexiuni. Conexiunile sunt făcute deja, din ce văd. Stai să îi dau drumul la mașinuță și să vedem dacă merge. E cam înaltă, dar cam asta era și ideea. Bă, văd că merge. Acum trebuie să fie înaltă ca să te poți trecura pe lângă obstacolele astea. Vezi că sunt niște obstacole prin apă. Hai să vedem dacă merge. Bă, la limită merge. La limită, uite-te cum trece la limită. Wow! Wow! Nu-mi vine să cred, dar am trecut la limită pe acolo. Bă, nu știu, mie îmi place joculețul. E interesant, e făcut pe nivele, dar v-am zis, există și acel sandbox mode în care te poți juca nelimitat, ai materiale nelimitate, faci ce vrei. Bun, aici o să trebuiască să mergem noi pe jos, pentru că nu avem posibilitatea să ne facem o construcție încă. Și aici ne învață despre blueprint-uri. Blueprint-urile în jocul acesta sunt chestii deja construite la care poți să mai adaugi chestii. Uite, de exemplu, avem aici parts, modules, vehicles, weapons și last used. Astea, de exemplu, poți să spunezi ce ai construit în trecut, dar trebuie să ai materialele necesare și probabil la un moment dat o să te pună să le farmezi de undeva. Jocul momentan este în early access, deci nu s-a lansat încă jocul full, nici nu s-a lansat jocul pe Steam încă, v-am zis, ne jucăm pe Stadia, dar
Da, nu știu, mie îmi place. Mie personal chiar îmi place. Și aștept și părerile voastre în comentarii, bineînțeles, dacă vreți să mai facem și alte episoade. Uite, am găsit un modul aici, se numește Grasshopper. Și cu acest modul, uite să vedeți voi că putem să-l spawnăm direct de aici de la modules, avem și materialele și pur și simplu ni l-a dat practic o mașinuță gata construită, da? Dar problema cu mașinuța asta e că dacă eu să o spawnez aici, n-ai ce face cu ea, da? Nici n-are scaune, nici n-are nimic, e doar mașinuța și atât. Acum, tu trebuie să te duci și să îi iei scaun și îți pui ce scaun vrei tu, da, momentan nu ne dă foarte multe variante. Punem ăsta un piculeț mai jos, luăm scaunul și chiar un scaun de la de bicicletă vechi. Așa. Bun, o să trebuiască să facem noi toate conexiunile. Ai nevoie de o baterie pentru direcție. Deci o să punem bateria aici. Motorul va trebui să stea în spate și o să-l conectăm între astea, pentru că asta va face chestia să se rotească. Nu știu dacă v-ați jucat cu Lego. E un fel de Lego tehnic sau ceva care are exact bucăți de astea. Bă, este exact Lego tehnic ăla. Nu mai știu cum se numește. S-ar putea să știți voi mai bine decât mine. Dar știu cum am jucat când eram și eu mai mic. Și este exact Lego tehnic. Dacă v-ați jucat Lego tehnic, ăsta e. W și S ca să mergem înainte. Am nevoie de astea. Dar o să fie doar una, aș avea nevoie. Nu știu de ce mi-a conectat două. Ăsta n-am nevoie. Am nevoie doar de sus. El îmi pune câte două. Mă interesează doar conexiunea de sus ca să facă schimbarea. A? Aia de sus sau aia de jos? Puneți că am amândouă ar funcționa, dar să nu intre în conflict după aia, știi? Cred că ar fi mai bine așa. Și acum, hai să vedem dacă funcționează. Eu sper să funcționeze. Ia. Ok, funcționează, dar ceva e în regulă cu roțile. Ok, ceva e în regulă cu roțile. Hai să vedem de ce. Am făcut eu ceva greșit cu roțile astea, pentru că e vorba de conexiune aici. Poate, pentru că poți să le modifici de aici. Poți dai reverse polarity și asta se învârte încolo și asta se învârte încolo. Bine, tehnic vorbind, cred că pot și așa să... Mama, acum se învârte invers, fiecare roată, glumești cu mine. Bă, tehnic vorbind, merge. Mai nasol, dar merge. Și aici, oricum, trebuie să mergi drept înainte, deci... Hai că-i dau. Hai că-i dau. Ok. M-aș fi folosit și de cotit puțin, dar... Oh my god. Dă-i, tăticule, cea mai mare viteză înainte. Am dat chestia aia cu 800 de km la oră, deci... Vai de capul și de zile mele. Și acum... Acolo e finish line-ul. Dar tehnic vorbind, eu pot să ies de aici... Și să mă duc la linia de finish, chiar dacă acea construcție n-a reușit chiar să ajungă. Hai să vedem, trecem mai departe. Hai să vedem unde reușim să ajungem. Cât de departe. Ok, aici ne zice în felul următor. You've learned a lot, now build yourself a car. Deci practic zice că trebuie să-ți construiești o mașină pentru tine. Deci aici și chiar poți să spawnezi o mașină pe care ai mai avut-o în trecut, dacă ai materialele necesare. Hai să vedem ce mașină e asta. Asta e una... Asta e pe care am spunut-o acum. Nu cred. Sau ba da. Da, aia e. Pentru că cotește ciudat rău de tot. Hai să vedem dacă reușesc să fac ceva cu această mașină. În mod normal, aici puteai să-ți construiești o mașină de la zero dacă vrei, dar nu sunt eu cel mai bun constructor, să fim serioși. Uite roțile astea cum fac, frate. Oh my god, ok, n-am șanse. Hai să pun mașina asta așa și să mă uit mai exact la conexiuni. Hai să încercăm să facem ambele conexiuni. Să vedem dacă asta e problema. Încercăm să facem ambele conexiuni. M-am mișcat de foarte multă vreme scrap mecanic, deci nu mai țin minte șmecheriile. Și nici nu știu dacă e exact la fel. Ai un piculeț diferit. Așa. Gata, mă, acum cotește cum trebuie. Asta era, mă, trebuia să-i fac ambele conexiuni. Uite, acum cotește cu ambele deodată. Glumești cu mine? E foarte lungă mașinuța și din cauza asta nu se duce bine.
Dar nu-i problemă de război. Ia uite-o cum se duce. Hop. Oh. Calmează-te. Ușor. Aveai posibilitatea să te duci și prin partea cealaltă, dar am zis, bă, hai că mergem pe aici. Și tot timpul tu te poți folosi de construcțiile pe care deja le-ai făcut. Acum, posibil ca într-un nivel, o construcție pe care ai construit-o în trecut să nu fie potrivită. Totul ține în funcție de... Uite, de exemplu, aici n-aș putea să folosesc o mașină, da? Aici ai nevoie de o chestie ca un roller coaster și exact de asta mi-a și dat chestia asta ca să îmi exemplifice. Băi, eu cred că pot să mă duc unde vreau pe aici. Și dacă aș găsi casa... nu, te blochează la un moment dat. Mă gândeam că poate găsesc casa lui Hello Neighbor, a vecinului, Mr. Wilson. Bun, deci, asta înseamnă cu asta. Deci asta înseamnă că noi trebuie să o conectăm. Ia stai să dau ăsta mai jos. Trebuie să o conectăm aici. În același fel. Deci trebuie să o iau de aici. Conectăm aici. Dar problema e că e invers. Deci asta înseamnă că ar trebui modificată puțin. Poate... Ia stai să încerc. Uite, așa cred că e. Da, așa e. Așa e, perfect. Bun, și acum ridicăm construcția și va trebui să conectăm. Vedeți cum butonul ăsta e conectat acolo. Conectăm butonul ăsta și acolo. Doar că acolo e conectat cu două chestii. Vedeți voi? Mai e conectat o dată de aici. Hai să vedem, o să încerc și eu să conectez. Ok. Și acum, în mod miraculos ar trebui să funcționeze. Deci toată șmecherie, ca atunci când apeși pe buton, se strâng astea. Bine, eu am făcut-o să strângă invers. Hai să văd de ce. Pentru că aici e un mecanism. Iar mecanismul ăsta ar trebui să se poată învârti în ce mod vrei tu. Configure, reverse polarity. Și acum ar trebui să fie bine. Ia să vedem. Hai, trebuie mai întâi să apăsăm pe buton. Gata, tăticu, cum trebuie. Opa. Am făcut eu ceva de să deschidă la singur, n-ar trebui să se deschidă când cotesc. Da, n-are nicio problemă. Și acum, stăm așa frumos, ne dăm jos, apăsăm butonul și bang, se deschid astea. Și acum doar îi dăm înainte. Ia uite-l. Hai că se cam duce într-o parte. Oh my god. Bă, nu mă așteptam la chestia asta și nu mă așteptam nici să cotească chestiile alea. Ia, hai că îi dau din nou și o să fac o șmecherie. Să văd, o să deconectez astea de aici. Delete connection. Pentru că nu vreau să cotească deloc. Și practic tot ce mă interesează e ca asta să se lasă în jos. Asta înseamnă că să am nevoie doar de ăsta și de ăsta. Hai să vedem dacă asta funcționează. Nu știu dacă am scos prea multe chestii. Nope, e perfect. Bun, acum asta nu se mai duc într-o parte și în alta. Nu știu dacă merg roțile, dacă merg învârtite. Pentru că dacă am deconectat învârteala roților, asta o să fie cea mai nasoală chestie. Pentru că nu o să putem să ne dăm pe aici. Dar hai că încercăm. Și... oh, nu s-a întâmplat nimic. Chiar merge bine. Bine, mai bine decât înainte. Ce vorbești, că am reușit să ajungem mai într-o parte așa. Dar e ok, e în regulă, adică nu e rău. Și devine din ce în ce mai greu. Ce vrea acum să fac? Să mă urc? Ok, hai să vedem. Nu o să... small gear, big gear, power. Nu o să facem și chestia asta pentru că deja începe să devină super mega complex. Dar vă arăt aici un mic tutorial de la ei ce vor să faci. Deci zice că poți să folosești gear-urile și cu gear-urile normal că le conectezi între ele ca la un ceas și vei reuși să faci... și tu faci ceva cu care te poți urca, mă. Gata, m-am prins de fază. E destul de ușor în momentul în care te uiți la tutorial, dar da, hai să vă arăt și modul în care te duci să te joci sandbox, pentru că poate sunteți unii dintre voi curioși. Hai să mergem aici pe
Profiles, nu pe profile, sau pe profiles, ba da. New game, sandbox și dăm aici pe empty. Și hai să vedem. V-am zis că vă las nelimitate resurse, puteți să construiți absolut ce vreți voi. Nu sunt la fel de multe chestii ca în Scrap Mechanic, bineînțeles. Este destul de limitat jocul în momentul de față, însă e ok, adică e decent. Având în vedere că e early access, vă imaginați și voi că eu când m-am jucat prima dată Scrap Mechanic era tot într-o stare de genul ăsta, prima dată când s-a lansat, adică nu era super mega complex. Și acum uitați-vă și voi, ai acces la... Frate, uitați-vă, uite, de exemplu vreau să-mi fac aici un reactor, pun un reactor de ăsta pe spate și m-am dus tăticul. Problema e că nu știu de ce aș putea eu să atașez un reactor de genul ăsta, pentru că e mai mare decât mașina pe care o am eu aici construită, înțelegeți? Dar în mod normal, ai putea. De exemplu, ce mai putem să mai punem? Small seat, bicycle seat, ai și ăsta. Ăsta îl poți pune și poți să-l folosești drept scaun, uite. Vezi? Și poți să te urci în el și îl folosești așa, drept scaun să te dai. Destul de nice. Te poți juca și cu prietenii, apropo, aici e buton de invite și vă puteți juca împreună, puteți să construiți împreună. Super șmecher, la fel ca în Scrap. Ia să vedem, motorul merge, totul e ok. Hai să luăm mașinuța asta. Ei, și tu te poți duce pe aici oriunde îți dorește inimioara. Adică dacă tot am văzut că e slide-ul ăla mare acolo, hai să facem aici așa, hai să dăm un return. Vreau să dăm un return și vreau să-mi fac aici motorul puțin, să fie mai puternic. 1 metri pe oră, back și hai să vedem ce se întâmplă. Opa, stai că l-am dat unde nu trebuie. Hai să vedem ce se întâmplă în momentul în care am făcut chestia asta. O să încerc să urc pe topoganul ăsta mare, mare de tot. E un fel de open world, adică te poți duce unde vrei. Și vă imaginați că vă puteți distra cu prietenii aici. Bă, de urcat urcă, dar de coborât nu știu unde mai... Oh my god. Aici trebuie să vezi cam cât de tare te duci. Ce vorbești? Mamă, direct în coroană m-am dus. Nu mă așteptam la chestia asta. Nu mă așteptam deloc la chestia asta, dar aparent... Așa, acum merg așa. Putem să dăm reset, bineînțeles. Dăm reset. Ia să vedem, mașinuța noastră e încă aici. Să o spun asta de fiecare dată și bineînțeles te poți duce după aia să spuneți și mașinile pe care le-ai construit în story mode. De exemplu, ai construit o mașină care e foarte mișto și vrei totuși să fie salvată. Da, te duci frumos și ți-o scoți din nou. Dacă este un blueprint nou. Modul Grasshopper, nu știu ce. Și asta după aia poți să mi-l spuneți dacă am suficiente materiale. Dar aici oricum suntem pe sandbox. Deci aici poți să spuneți orice modul vrei tu, să faci orice vrei. Din nou, calitatea videoului s-ar putea să mai vadă niște mici artefacte din cauza că mă joc pe Stadia, dar na, asta nu este nicio problemă din punct de vedere al serviciului Stadia. Am fost destul de mulțumit, acum s-a mișcat și în mod normal, na, l-aș fi luat pe Steam, dar nu s-a lansat pe Steam. Știi, s-a lansat doar pe Stadia momentan. O să lanseze și pe Steam, cică, dar... asta pe viitor. Deci asta este joculețul, un fel de Scrap Mechanic, dar promite destul de multe. Aștept să văd bătălia cu vecinul când o să fie, pentru că o să fie foarte mișto. După cum știți, există și un trailer în această temă, dar suntem în Early Access și momentan nu avem chestia asta aparent, dar da, ne auzim data viitoare. Pa, pa!